Bună seara, dragii mei prieteni! Mă bucur că am posibilitatea să mă întâlnesc cu dumneavoastră din nou pe calea undelor. În prezența cuvântului Lui Dumnezeu, un cuvânt care este lângă noi în vremuri de necaz și în vremuri de bucurie. Săptămâna trecută au avut loc evenimente care, mă rog, tind să zguduie lumea creștină, nu-i așa, îndrăznesc să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri în această seară în contextul unui subiect pe care l-am intitulat Vrăjitoarea de la Davos și negustorii Pământului. Dragii mei prieteni, umbrele serii se lasă peste pământ. Poporul lui Dumnezeu este că vrem, că nu vrem dus în pustie. Peste puțină vreme... Cel ce vine, va veni și nu va zăbovi. Este doar dorul nostru, visul nostru, pentru a-l întâlni pe Domnul Hristos. Până atunci, însă, va trebui să mai trecem câteva hopuri, să mai urcăm câteva uh, stânci până ajungem în vârful muntelui unde îl vom aștepta pe Domnul Hristos. La Davos, stăpânii lumii au practicat în cor blestemele lui Goliat. După finalizarea acestor întâlniri, urmează ca aceste blesteme să fie prezentate, prieteni, în regim de urgență, la televizor, împotriva tuturor acelor care vor continua să producă o gândire critică, refuzând alinearea în șir indian pentru execuție în fața celor care manipulează mintea umană. Creștinismul, în săptămâna trecută nu numai că a fost ridiculizat, dar chiar și baciocorit la Davos. Prăjitoarea din Amazon a mesmerizat mințile luminate cu ritualul băgân care de fapt provocase chiar și pe Saul să pornească vânătoarea de vrăjitoare. Dragii mei prieteni, li se apropie ramura de nas. Dumnezeu va intra în scenă foarte curând ca cel mai nedorit actor pentru dumnealor. Este privilegiul nostru de a fi de partea lui Dumnezeu, de partea învingătorului. Dar întrebarea rămâne: ne place nouă de învingător? Iubim noi caracterul acestui învingător, care este caracterul Domnului Hristos? În curând, prieteni, foarte curând, televizoarele vor tuna și fulgera din nou cu surle și trândițe, prieteni, că virusul. X produce 70% de mortalitate și că vaccinul a fost deja pregătit în anticipație ca să luăm înainte ca această, mă rog, pandemie să vină. Vă duceți aminte de guvernatoarea de la New York care a spus, deci nu contează dacă ai fost sau nu vaccinat, nu te măguli cu asta. Vă mulțumim că v-ați vaccinat în trecut, dar asta nu vă protejează astăzi. Trebuie să știa asta. Nu ai imunitatea construită în timp. Așa spunea dumnea ei și mai târziu un comentariu următor spunea aceasta este de departe cel mai bun mod de a vă proteja pe dumneavoastră, pe cei din jur, suntem inteligenți, suntem rezistenți, ne protejăm unii pe alții și spunea guvernatoarea de la New York, dacă am făcut asta din martie 2090, nu există motiv să ne oprim atunci. Deci ce mai stați pe gânduri? Prieteni, Organizația Mondială a Sănătății va decide soarta tuturor cetățenilor care sunt sub, mă rog, oblăduirea protecția glasului Babilonii cel Mare. Acest Babilon cel Mare vorbește ca un balaur, Roma continuă implementarea agendei 2030 cu ajutorul bestiei care o cară în spate. Se pare că nu ne desparte acum uh, prea multe lucruri de ultima fază finală a luptei. Dar lupta este deschisă cu uriașul Goliat. Uh, această luptă se va da din nou într-o vale. Că între noi și Goliat acum există valea Dura, nu? Care ne desparte. Dar mai este o vale care se cheamă Valea Gabaonului, spune scriptura. Această vale este pregătită pentru marea confruntare. Dumnezeu a pregătit uh, cele cinci pietre rotunde din râu. praștia, este exactă mâna celui care a fost pregătit de Dumnezeu în pustie, înfruntând ursul și leul. Goliat zbiară în mod demențial, ca ieșit din minți, nu-i așa? Dați-mi un om să mă lup cu el! Și chiar dacă a fost lăsat să aștepte pentru o vreme, undeva peste veacuri Dumnezeu prin vocea unui judecător învins pe nume Pilat, răspunde Goliatului istoric, iată omul, e homo! Hristos este cel ce luptă pentru noi. Iată omul goliat, dacă vrei un om, Domnul Isus Hristos, Dumnezeul nostru, care vine să ne scoată, scape de la moarte sigură, te va învinge pe tine. Știți, Dumnezeu luptă pentru poporul său. Dumnezeu este cel care dă oamenilor putere și credință. Iată exemplul 2 Cronici 20, versetul de la 15 la 17. Ascultați tot Iuda și locuitorii din Ierusalim și tu, împărate Iosafat. Așa vorbește Domnul, nu vă temeți, nu vă înspăimântați înaintea acestei mari mulțimi, căci nu veți lupta voi, ci Dumnezeu. Iar în următoarea declarație spune, nu veți avea de luptat în lupta aceasta, așezați-vă, stați acolo și veți vedea izbăvirea pe care vă va o da Domnul. Așa că spectacolul ultimului mare conflict poate să înceapă, dragii mei. Lumea este coaptă, Cuptorul este pregătit. Goliat zbiară ca a ieșit din minți, așa cum spuneam. Unde este replica lui Dumnezeu? Unde este David cel cu chip blând și bălai? Unde este poporul lui Dumnezeu cu blândețea, modestia deosebită care va ieși în fața acestui mare Goliat pentru ultima mare provocare în puterea Duhului Lui Dumnezeu, dând marea strigare și schimbând întreaga geografie spirituală a întregii lumii? Pilat l-a arătat cu degetul pe domnul strigând în fața mulțimii: Iată omul, Ecehomo. homo. Domnul Hristos este pe cale să rupă al șaptelea sigiliu. Biblia ne răspunde în Isaia capitolul 28 versetul 21, căci domnul se va scula ca la muntele pe rațim și se va mânia ca în Valea Gabaonului, ca să-și facă lucrarea, lucrarea lui ciudată, ca să-și împlinească lucruri, lucrul lui nemai auzit. Anul 2024 se pare că este anul care, prieten, va concluziona istoria umană în mod irreversibil. Cei care conduc lumea merg la pierzare cu pași repezi. Când se vor trezi, va fi prea târziu. Așa cum vrăjitoarea din Endor a pregătit minciunea mortală pentru Saul, prezentându-l pe Samuel, care nu era Samuel, tot așa această șamană din Brazilia a pregătit moartea celor care astăzi sunt granzii lumii. Saul a murit mâncat de propria furie. Goliat și-a descoperit fruntea atunci când și-a pierdut cumpătul, iar acești cămătari parfumați vor deveni și ei la rândul lor saci cu viermi din care se vor înfructa de-a binele toate păsările necurate care și-au făcut cuib în cetatea Babilonului. Se pare că la Davos a luat decizia fatală, similară cu decizia care a fost luată în Medo-Persia atunci când nicio rugăciune nu a trebuit să fie înălțată niciunui Dumnezeu în afară de împăratul pământului, nu rugăciunea a fost făcută o crimă. Geamuri închise, gura leilor deschisă. Ca tot ce au spus ăștia, că vine virusul ăla și ne omoară și cu tare, Dumnezeu poate proteja viața poporului său. Numai că noi trebuie să acționăm inteligent, bazați pe cuvântul care de 150 de ani spune ieșiți afară din orașele mari. Pentru cei care mai citesc Biblia, ni se le confirmă că insula șerpilor sau clubul de la Roma, cu broaștele din el, au hotărât în aparență destinul omenirii pentru 2024. Dictatura absolută, traseul că către o supunere necondiționată care oricum nu duce la viața veșnică. Societatea celor care înghit cam tot ce se vinde pe piață, și care s-au obișnuit cu minciunea într-un mod atât de profund încât adevărul îi se pare o teorie a conspirației, se vor despărți de poporul lui Dumnezeu și vor deveni iudele anticipate în profeție. Aceia care nu au primit dragostea de adevăr vor fi mai degrabă dispuși să accepte o teorie a conspirației creată nu de poporul lui Dumnezeu, ci creată de cel la care ei se închină. Spiritul profetic spune, și se va întâmpla oare cu poporul lui Dumnezeu că se va împărtăși în același spirit pe care l-a condamnat în celelalte denominațiuni religioase? Și pentru că există diferențe de, înțe de înțelegere în anumite puncte sau nu, în chestiuni vitale, vor fi, oare vor fi oare va fi oare împărtășit de către noi, nu? Spune sora White. Același spirit, sub orice formă, printre adventiști de ziua șaptea, încât să aducă la înghețarea relațiilor de prietenie, retragerea încrederii, denaturarea motivelor în efortul nostru de a zădărnici și de a ne schimba, atât încât să ridiculizăm pe cei care diferă de noi, având în sinceritatea lor păreri diferite? O întrebare pe care o punea o pană inspirată cel puțin 150 de ani în urmă. Prieteni, America se confruntă cu un asalt al major în interiorul țării. Asalt venit din partea soldaților îmbrăcați în civili care au intrat și mai continuă să intre în Statele Unite pe la granița de sus. Domnia sa a fost președinte, domnul Trump, spunea că în ultima lună au intrat cel puțin 27.000 de civili chinezi între 18 și 25 de ani, vârstă în care bărbatul este cel mai apt pentru a lupta cu eficiență în calitate de soldat. Bărbații din Yemen și din alte țări care invadează astăzi Statele Unite sunt pregătiți cu celular și carte de credit ca să primească o comandă pentru a scufunda America pentru totdeauna. America este pe prag de război civil. Cine va câștiga, Dumnezeu știe. Oricum, declarația din Marea Luptă ne spune că cuvântul lui Dumnezeu ne a avertizat cu privire la acest pericol iminent. Numai să îi se permită acestui lucru să treacă neobservat și lumea protestantă va afla care sunt cu adevărat scopurile Romei, dar aceasta numai atunci când va fi prea târziu pentru a scăpa de capcană. Prieteni, la Davos ni se spune că mai mari lumii sunt foarte îngrijorați de misinformare sau dezinformare. Adică îi doare faptul că nu-i mai crede lumea, că nu mai sunt crezuți și drept urmare pregătesc sau se pregătesc pentru pasul următor. Care o fi acesta? E, virusul X. Nu ne credeți? Părtășim cu dumneavoastră virusul X. E o ficțiune deocamdată. Dar ca toate celelalte ficțiuni pe care vi le-am prezentat noi, nu e așa, aceste ficțiuni vă vor lua prin surprindere când vor deveni realitate, nu? Am mai scăpat unul din laboratoarele de acolo din China și rata de mortalitate uh, e 70%. Știu ei, cred ei, îl cunosc ei pe domnul X căci au făcut experiență pe ceva șoareci sau șoricei și ci că ar fi murit săracii cam în 8 zile. Deci iată soluția pentru informare. La fiecare pas vezi lupte politice, mită și fraudă. Se pare că oamenii sunt hotărâți să conducă, adică dacă nu-i credem, să ne distrugă, spune pana inspirată. Ei sunt dispuși să ne maltrateze dacă nu primim narativul oficial, și chiar să-i omoare pe cei care nu acceptă să fie guvernați de ei și acceptă să fie guvernați de Domnul Hristos. Și Pana inspirată pune întrebare: cine își putea închipui vreodată că relele care existau înainte de potop vor exista și astăzi? De scenariul descris aici seamănă foarte mult cu cel cu care ne confruntăm noi în timpul prezent. Se vorbește că un nou vacacin care se pare că este deja creat în anticipație, explicându-ne sau explicându-ni se că e bine să-l avem acest vacacin înainte ca domnul X să vină să ne viziteze. Asta mă duce cu gândul la ficțiune anticipată de uh, World Health Organization, nu, uh, mă rog, această instituție mondială, unde pe pagina oficială ne dă filmulețul ăla la 2022, uh, 23 octombrie, ceva de genul ăsta, se cheamă Contention, undeva la mijloc, mă rog, uh, cei care erau factori de responsabilitate în filmulețul ficțiune și care anticipă o pandemie globală așa, au întâmpinat o problemă la oameni și anume poporul nu mai crede. Hai să citim ceva un pic din filmulețul ăla ca să vă dați seama că tot ce au pus ei în filmuleț în 2022 s-a discutat la DAV o săptămână asta și problema asta de neîncredere îi râcă e foarte tare. Încrederea este o problemă esențială, spuneau ei în 2022 în filmulețul Ficțiune. Încrederea este o problemă esențială. Încrederea a fost rântă între popul populația țărilor și sistemele de sănătate. Între sistemele de sănătate și guverne. În această etapă comunicarea este esențială iar comunicarea nu ar Trebuie să includă doar oameni de știință, baza, baza de date, cât și lideri sociali, atenție, politici și religioși. În 2025 trebuie să consolidăm sistemul. Deci nu degeaba pe lista de priorități a fost misinformația. Oamenii aceștia vor ca să credem o minciună și să considerăm adevărul ca teoria conspirației. Dacă s-ar fi permis acest mod de operare în ceruri, în împărăția lui Dumnezeu, în vechile mari răscoale, Dumnezeu ar fi fost adăugat pe lista celor care sunt teroriști mediatici. Doamne, ai milă de noi! Deci, treaba este clară, se împlinește ce ni se spune în Marea Luptă. Scopul Marelui Rebel a fost întotdeauna să justifice și să dovedească că guvernul Divin a fost responsabil pentru răzvrătirea lui. Adică, mă rog, ce se întâmplă pe Pământ, e vina la ăștia puțini care nu cred narativul oficial, vă înțelegeți dumneavoastră? În acest scop, Marele Rebel a folosit toată puterea minții sale, a lucrat în mod prieten, deliberat și sistematic și cu un succes uimitor. Dacă mulțimi uriașe au primit versiunea lui cu privire la marea controversă, care durase atât de mult timp, de mii de ani, acest cap al conspirației a pus minciuna în locul adevărului. Atenție! E un avertisment din partea Cuvântului Dumnezeu, celor care se grăbesc să numească adevărul teoria conspirației și minciuna adevărată, absolut. Să nu cumva să vă treziți că sunteți urmașii acelui nedorit tată care nu-l știți că-l aveți. Cuvintele cheie din aceste declarații ale Panei uh, Inspirate, sistematic. Spune că Marele lu uh, Rebel lucrează sistematic, adică el lucrează cu sistemele existente sau prin sistemele sau guvernele lumii, nu? Sistematic. El nu lucrează haotic. Mulțimi uriașe, spune Pana inspirată, îl cred. Arată că este crezut de o majoritate și nu de o minoritate. Întrebarea mea este: cine a crezut narativul oficial în pandemie și tot ce se întâmplă astăzi? O minoritate? Eu consider că fac parte din minoritate și nu l-am crezut. L-au crezut mulțimi uriașe. Dumnezeu știe cine face parte din această mulțime uriașă. Apoi, spune că Marele Rebel a pus minciuna în locul adevărului. Ăsta este foarte important. Credeți că narativul oficial, astăzi crezut de toată lumea, este adevărul? Sau este minciuna? Spuneți-mi dumneavoastră, prieteni. Sincer, dacă vă faceți aminte, spunea pe vremuri că ceea ce noi numim, adică ceea ce noi, globaliștii, nu, numim terorism în America, sunt grupuri de oameni care nu sunt de acord cu. Mă rog. Intențiile sistemului internațional, adică a globalismului. Prieteni, persecuțiile inițiate de romanism împotriva protestanților, persecuție prin care religia lui Hristos a fost aproape anihilată, spune Pana Inspirată, vor fi mai mult decât revitalizate atunci când, de data aceasta, protestantismul, atenție, spune Pana Inspirată, și papalitatea se vor combina. Cele mai întunecate pagini ale istoriei vor fi deschise în această zi măreață a Revenit Domnului Hristos, când va fi prea târziu pentru ca o greșeală să mai poată fi îndreptată. Dragii mei prieteni, apoi începe pașaportul digital și OMS-ul să controleze după voia lui cu un cod similar de bare ca în China, țara Marului Dragon, să controleze cam tot ce mișcă pe pământ. Apoi criza climatică, mama natură, mama Terra, șamana care i-a îmbătat pe toți cu ritualul acela aplaudat, forțat, mai cu silă, mai de teamă de cei prezenți, decât din convingere, nu? Ridiculizarea creștinismului în genere, toate acestea au fost parte din meniul zilei la Davos săptămâna trecută. Prieteni, în timp ce puterea globală va deveni absolută, numele celor care nu vor renunța la valorile Bibliei vor fi etichetați ca teroriști care trebuie să eliminați. În acest timp, clasa celor care se vor speria vor deveni trădători, trădătorii preferați, acuzatorii ai fraților de altă dată. Declarație. Dacă îl iubim pe Dumnezeu și ținem poruncile Lui, spune Pana inspirată, nu trebuie să ne așteptăm ca lumea să ne simpatizeze. Așa s-a întâmplat cu Hristos. El a fost numit terorist și spune că treason against the Roman system was the guilt. Adică, trădare împotriva sistemului, auziți, roman la data aceea, acum sistemului global la data aceasta, trădare împotriva sistemului global a fost vina pentru care Isus a fost crucificat. Treason against the Roman system was the guilt for whom Christ was crucified. Ăsta este textul original. Trădare împotriva sistemului roman a fost vina pentru care Domnul Hristos a fost crucificat. Trădare împotriva sistemului Global, astăzi, va fi vina pentru care urmașii Domnului Hristos vor fi trădați. Hristos în la lumii, citiți. Și în toate veacurile, apărătorii credinței au înțeles adevărul cuvintelor lui Pavel. Toți cei ce vor trăi cu evlavii în Hristos Iisus vor suferi persecuție. Deoarece adevărul contrazice doctrinele oamenilor și condamnă practicile lor nedrepte, el stârnește cea mai amară opoziție. Dacă urmașii lui Hristos ar fi condamnați în fața sinedriului ca violatori ai legii, ei ar aduce asupra lor pedeapsa aspră și rapidă, în calitate de apostați ai credinței iudaice. Cei care trăiesc în ultimele zile ale istoriei acestei, acestui, pământ vor ști ce înseamnă să fii persecutați de dragul adevărului. În instanțe, instanțele judecătorești, pune pana inspirată, în instanțele judecătorești va prevala nedreptatea. Judecătorii vor refuza să asculte motivele celor care sunt loiali al poruncii lui Dumnezeu, pentru că ei știu că argumentele în favoarea poruncii a patra sunt fără răspuns. Ei vor spune, noi avem o lege și după legea noastră ei trebuie să moară. Legea lui Dumnezeu nu reprezintă nimic pentru ei. Legea noastră, zic ei, este supremă. Cei care respectă această lege omenească vor fi far, favorizați, dar cei care nu se vor pleca în fața sabatului fals, în fața acestui idol, vor fi puși într-o situație nefavorabilă. Dragii mei prieteni, pana inspirată cons, continuă spunând, pe măsură ce se apropie furtuna o clasă numeroasă care și-a mărturisit credința în solia celui de-al treilea înger, dar n-a fost sfințită prin ascultarea de adevăr, își abandonează poziția și se alătură rândurilor opoziției. O groază dintre noi vor îngroșa rândurile Babilonului cel mare. Unindu-se cu lumea și împărtășindu-se din spiritul ei, acești oameni care vor abandona credința, spun eu, au ajuns să privească lucrurile în aceeași lumină. Cum vede Babilonul, așa vede și fratele din biserică. Chiar mă gândeam, mă, cum e posibil ca frații noștri din biserică cu Biblie și mărturie să vadă lucrurile în aceeași lumină ca și Babilonul modern? Cum e posibil? Păi iată că e, că așa spune cuvântul, 150 de ani înainte ca să se nască cel mai deștept adventist de pe pământul ăsta, noi, generația noastră, unindu-se cu lumea Adică, bând din vinul Babilonului, împărtășindu-ne din spiritul lui, ajungem să vedem lucrurile în aproape aceeași lumină. Iar când vine testul, ei, spune pana inspirată, adică poți să fiu și eu, tu, noi toți, ei sunt pregătiți să aleagă latura ușoară, adică cea populară. Bărbați talentați și cu vorbire plăcută, care odată s-au bucurat de adevăr, își folosesc puterile pentru a înșela și a induce în eroare sufletele oamenilor. Ei devin cei mai înverșunați dușmani ai foștilor frați. Mi-a fost prezentată o companie sub numele de Adventiști de ziua șaptea, care se sfătuiau că steagul sau semnul care ne face pe noi un popor distinct nu ar trebui înălțat atât de sus ca să fie vizibil, căci ei susțin că aceasta nu este cea mai bună metodă sau politică de lucru, nu, pentru a asigura succesul instituțiilor noastre. Dar acum nu este momentul să ne ascundem apartenența noastră și să ne fie rușine de credința noastră, spune Pana Inspirată. Dragii mei prieteni, când păzitorii sabatului sunt aduși în fața instanțelor de judecată pentru a răspunde pentru credința lor, acești apostați sunt cei mai eficienți ai genți, ai dușmanului nostru și lui Dumnezeu pentru a denatura și a-i acuza și prin rapoarte și insinuări false pentru a-i stârni pe conducătorii împotriva lor. Frații mei, dragi, trăim în, în vremurile în care se face cernerea. Și nu se face doar numai în biserică, dar se face și în Babilonul cel Mare. Oameni de calitate din Babilonul cel Mare sunt dați afară din instituții importante. Și aceștia formează la rândul lor masa de oameni care au valori, stau pentru ele și sunt gata să primească adevărul îngerul al treilea. Dumnezeu, spune, pana inspirată, confirmă ce spun, Dumnezeu are copii, mulți dintre ei găsindu-se în bisericile protestante și un număr mare în bisericile catolice care sunt mai sincere atenție, să se supună luminii și să facă după tot ce li s-a făcut cunoscut, decât un mare număr dintre adventiști care păzesc sabatul și care totuși nu umblă în lumina care le-a fost cunoscută. Domnul va face să fie proclamat mesajul îngerului Domnul va face să fie proclamat mesajul adevărului în așa fel încât protestanții să poată fi avertizați și treziți, să vadă adevărata stare a lucrurilor și să ia în considerare valoarea privilegiilor libertății religioase de care s-au bucurat de mult timp. Un exemplu în sensul acesta îl avem în interviul luat de uh, Tucker Carlson, unul dintre cele mai uh, distinse personalități, cele mai rafinate minți ale lumii americane, un insider care în ultimul minut al interviului Brad West Waston spunea următoarele. Aceștia, se referea la globaliști, sunt feroce de puternici, dar aș dori totuși să puntez, spune domnia sa, că o eroare interesantă, eu cred, că a fost generată de o forță supranaturală, deci a făcut Dumnezeu să greșească, cum o numesc eu, spunea el. Deci noi ne confruntăm cu un goliat. Asta doar așa ca să ne amintim cum arată lupta. Lei, spunea el, au făcut o greșeală teribilă și această greșeală s-a putut vedea în mod foarte pronunțat în timpul pandemiei din COVID și anume, această greșeală constă în faptul că au dat afară toți oamenii competenți toți acei oameni curajoși, aruncându-i afară din instituții și prin aceasta mi-a lăsat impresia că făcând aceasta ei, au creat o echipă de vis. În această echipă vor fi găsiți cei mai buni jucători pe care ți-ai fi dorit vreodată să fie în echipa ta ca să lupte împotriva acestui rău teribil. Toți acești oameni care s-au trezit și cel puțin au identificat același dușman comun, același rău comun și da, spune el, corect, sunt suntem total depășiți. Outgunned, spune el, și au cantitatea enormă de putere, dar noi avem de partea noastră oamenii care știu sau cunosc adevărul și gândesc. Dragii mei prieteni, ce spunea Ana Inspirată? Dumnezeu are copii mulți printre ei, găsindu-se în bisericile protestante și un număr mare în bisericile catolice, care sunt mai sinceri să se supună luminii și să facă după tot ce li se făcuse cunoscut decât un mare număr dintre adventiștii care păzesc sabatul, care nu umblă lumina care le-a fost prezentată sau făcută cunoscută. Acum vorbim de cei care vor o luminare planetară. Vorbim de o apariție ciudată a unei vrăjitoare, eu o numesc șamană, la Clubul Negustorilor din Davos. Cu fum, Zulu, mișcări de gen voodoo care au uimit presa internațională. Protestul cel mai direct nu vine de la creștinii căldicei, ci vine din partea unor catolici cu bune intenții care au simțit că le fuge pământul de sub picioare. Acum se poate vedea că Babilonul va avea o singură soartă. A devenit un loc spurcat al oricărei păsări necurate și mizerabile. Acum au dat pe față cine le este tată și la cine slujesc. Saul era cunoscut ca vânător de vrăjitoare. După apostazia lui, se pare că ultimul capitol din viață l-a petrecut uh, ca cei de la Davos în prezența vrăjitoarei din Endor. A văzut un chat GBT cu așa Samuel și într-o lumină tridimensională sau holografică, ea i s-a spus că nu mai poate fi iertat. Vechea minciună. Saul a crezut-o. Așa că după aceasta, Saul a încheiat unul dintre cele mai triste capitole din istoria poporului Israel. Saulul de astăzi este la conducerea Babilonului, dar acești neguștori vor muri în aceeași disperare în care a murit și Saul prietenii. Dintr-un izvor nu pot ieși două tipuri de apă. Dacă vrăjitoarea și șamanismul este sursa lor de inspirație, nu mă mir că știința pe care au vomitat-o la televizor uh, și toate bolile acestea care vin peste noi nu au aceeași origine sau nu și găsesc o în aceeași mizerie a fatalității vechi minciuni promovate de șamanismul cu abur, candele și mișcări de vudu la Davos. Dacă ne uităm la capitolul 18 din Apocalipsa, mi se confirmă următoarele, că un alt înger umple pământul cu gloria sa și această glorie vorbește foarte clar de caracterul și puterea Domnului Hristos. Babilonul, pe de cealaltă parte, va scârțâi din toate încheieturile, iar îmbrăcămintea sau haina cu care ar fi vrut să învelească planeta, această haină a uriciunii pustiirii, va fi arsă de gloria Fiului Dumnezeu la venirea sa. Prieteni, trăim în preajma ultimului eveniment, în preajma ruperii ultimului sigiliu. Apocalipsa ne spune că sunt șapte sigilii pe care aceea, în cartea Apocalipsei, ni se confirmă în capitolul 5 că există o carte cu șapte sigilii pe dinăuntru și pe din afară. Și după ce Domnul Hristos a biruit să rupă pe cețile, cerul a izbucnit în strigăte de bucurie. Cerul a rostit șapte atribute cu, cu adresă la Domnul Hristos și spre stupefacția mea am descoperit că aceste șapte atribute se aplică poporului Dumnezeu în timpul celor șapte sigilii prieteni. Și când au o cântare nouă și ziceau, vrednic ești tu să ai cartea și să-i rupe cețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pe, pentru Dumnezeu, cu sângele tău, oameni din orice semeție, din orice limbă și din orice dorot și din orice neam. Ai făcut din ei o împărăție de preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. M-am uitat și în jurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri de zeci de mii de ori, de zece mii de zece mii care strigau, vrednic este mielul care a fost junghiat să primească cele șapte atât. Atribute, prieteni, care corespund cu cele șapte sigilii: puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea și slava. Haideți să le aplicăm! Este uimitor să vezi aceste atribute că au fost, a fost au fost aplicate bisericii și urmașilor lui Dumnezeu în toate timpurile. Asta înseamnă că Domnul Hristos a suferit. A trăit, a murit, a înviat odată cu urma și săi. În toate de cazurile, Mântuitorul ne-a fost nelipsit. Valorile lui, bogăția lui, puterea lui, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda au fost puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea și slava poporului său care s-a încrezut în el spre exemplu calul alb se atribuie venirii Domnului Hristos dar se atribuie și bisericii primare din primul secol care a primit puterea Duhului Sfânt la ziua cinzecimii, nu? iată, zice, a primit puterea, primul sigiliu calul alb, după aia bogăția sigilul numărul 2 calul roșu, nu? și zice, calul roșu este suferința martirilor, acea bogăție a Domnului de a muri cu el și pentru el calul negru reprezintă nu? După bogăție vine înțelepciunea divină de a, a distinge rătăcirea de adevăr în contextul marilor compromisuri pe care biserica le-a făcut atunci când a divorțat de Domnul Hristos și s-a căsătorit cu ilustrul Cezar de la Roma, Constantin cel Mare, numai ca să dea naștere fiului pierzării în contextul următorului sigiliu, când un alt cal palid a fost revelat. Atunci, poporul lui Dumnezeu a avut nevoie de tărie, spune al patrulea atribut, când un alt cal palid a fost relevat. Atunci, poporul lui Dumnezeu a avut nevoie de această tărie pentru a se ascunde în Hristos, în timpul când politica și religia au fost unite, în timpul erei papale ale Evului Mediu. Apoi, vocea martirilor, o figură de stil nu, care arată descoperirea celui de-al cincilea sigiliu. Arată că dreptatea lui Dumnezeu trebuie împlinită și răzbunarea care este numai a lui Dumnezeu trebuie să vină peste toți cei care au îndrăznit să ridice mâna și să verse sânge nevinovat de la Abel încoace. Această cinste care a fost oferită Domnului Isus este oferită celor care au murit pentru Domnul Hristos și care nu au fost și n-au văzut încă răzbunarea care este a Domnului. Al șaselea sigiliu, prieten care a fost rupt, evidențiază cutremurul de pământ care a fost înregistrat la Lisabona, momentul în care pământul se cutremură în timiditatea lui, recunoscând iminenta revenirea Domnului Isus, soarele care se ascunde la miezul zilei, recunoscând și el că Iisus vine în curând, ca mai apoi natura să... Permită o ploaie de meteoriți, stelele care au căzut pe pământ în toate acele momente când sigilul al șaselea a fost rupt, recunoscând slava lui Dumnezeu și iminenta revenirea Domnului Hristos. Poporul lui Dumnezeu în al șaselea sigiliu vede cerul deschis și slava Domnului în al santuarului Dumnezeu care era al șaselea atribut, slava. Poporul lui Dumnezeu primește slava pentru că Hristos le oferă slava. Poporul lui Dumnezeu în sigilul al șaselea vede cerul deschis și vede sanctuarul lui Dumnezeu, vede pe Domnul Hristos și slava lui în sanctuar, mijlocim pentru poporul său, minunat. Acum, prieteni, așteptăm ruperea celui de-al șaptelea sigiliu, când poporul lui Dumnezeu va primi lauda, ultimul al șaptelea atribut, care aparține Domnului Hristos. Dumnezeu a primit lauda din partea Tatălui și din partea întregului univers și poporul lui Dumnezeu credincios rămas pe poziție cu nume scris în cartea vieții vor primi și ei la rândul lor lauda și aprobarea de la Tatăl nostru din ceruri și de la Domnul nostru Isus Hristos bine slugă, bună și credincioasă harul meu îți este de ajuns declarații minunate pe care poporul cu fața palidă așteaptă să le audă atunci când îl văd pe Domnul Hristos. Prieteni, în acești termeni vreau să închei această seară cu pozitivitate, cu bucurie, că mai este puțin și toate vrăjitoarele și toți negustorii pământului, împreună cu tot Babilonul de la Roma, dragii mei, toți vor muri. Dar poporul lui Dumnezeu, puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda, vor fi oferite urmașilor Domnului Hristos, așa cum au fost oferite în fiecare era. Sigilile au fost urmate, prieteni, de demonstrația de forță a Domnului Hristos pentru poporul său, căruia i-a promis, iată că voi fi cu voi până la sfârșitul zilelor. Puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda sunt oferite tuturor celor care l-au iubit pe Domnul Hristos și venirea Lui. Toți aceia care au iubit pe Domnul și venirea Lui vor fi umpluți de putere dublă a Duhului Sfânt, bogăție spirituală despre care Daniel zice că vor străluci ca stelele, înțelepciunea de a distinge între rău și bine și a învăța pe alții tărie că au făcut din Domnul lor turnul lor de scăpare momente de grea cumpănă, cinstea de a suferi pentru Dumnezeu în timpul strântărării, slava caracterului lui Domnului Hristos, care ne-a fost oferit ca dar, care umple tot pământul și lauda pentru a urma pe el oriunde va merge el. Domnul Hristos să ne binecuvânteze în această seară și să ne dea putere ca să înțelegem, prieteni, că lumea e finat. Cuvântul lui Dumnezeu a avertizat pericolul despre pericolul acesta iminent. Lăsați acest lucru să nu fie ascultat, spunea dânsa, iar lumea protestantă va afla care sunt cu adevărat scopurile Romei numai când va fi prea târziu pentru a scăpa din capcană. Și spre final ea spune, în curând vom vedea și vom simți care este scopul elementului roman. Oricine va crede și va asculta de cuvântul Dumnezeu, va suferi o cară și persecuție. Iubitul nostru, Tată din Ceruri, îți mulțumim că ne iubești. Îți mulțumim că ne-ai copleșit cu avalanșa promisiunilor tale și nu ne lași singuri. De fapt, nu luptăm noi, ci lupți tu pentru noi. Pentru că noi nu avem de luptat împotriva cărni uh, cărnii și a sângelui, ci împotriva unor puteri diferite, de care tu ai grijă și ai avut grijă întotdeauna, a ducurilor care și-au, mă rog, originea și uh, zboară prin înălțimi. Dar îngerii tăi ce cerești au umplut cerul cu prezența ta, Doamne Iisuse, și poporul tău este protejat de puteri infinit, mult mai capabile să ne protejeze. Așa că, Tată Ceresc, în numele Domnului Iisus, îți mulțumim pentru binecuvântări, pentru har și milă, binecuvântează poporul tău care ascultă cuvântul tău. Și dacă va fi voia ta ca să intrăm în întunericul acesta total și să ni se ia posibilitatea de a mai adresa un mesaj pe calea undelor, facă-se voia ta, Doamne, tu vei avea alte forme de a transmite mare strigare, de a transmite cuvântul tău sub puterea ploii târzii. Nu ne îndoim că depindem de factori umani. O poartă va fi închisă în timp ce altă poartă va fi deschisă. Așa cum Petru a fost închis în pușcărie ca să nu mai predice cuvântul și așa cum îngerul tău a fost trimis ca să deschide acea poartă fără ca soldații să simtă sau să audă, tot așa vei face și pentru poporul lui Dumnezeu, pentru poporul tău în aceste vremuri, când ei vor închide porțile, când ei vor închide toate posibilitățile umane de a mai transmite cuvântul tău, tu vei avea alte căi pe care de-abia așteptăm să le vedem. Te iubim, te dorim, avem încredere în tine, Tată Ceresc, în numele minunat al Domnului Hristos. Amin.